Viața este un dar sfânt. În Psalmi, capitolul 36 cu versetul 9, găsim scris: La tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Ca lucrători trebuie să privim mereu spre Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ca lucrători împreună cu Dumnezeu, trebuie să atragem sufletele la Hristos. Trebuie să ne amintim că fiecare are un rol special de îndeplinit în slujba învățătorului. O, cât bine ar putea face membrii bisericii dacă ar înțelege că le revine responsabilitatea de a îndrepta atenția celor cu care vin în contact spre Mântuitorul. Atunci când membrii bisericii se vor implica în mod dezinteresat în lucrarea care le-a fost încredințată de Dumnezeu, se va exercita o mai mare influență în favoarea sufletelor care pierd și se va depune un efort mai serios în lucrarea misionară medicală. Atunci fiecare membru al bisericii își va face partea cu credincioșie. Lucrătorii misionari vor fi sprijiniți și încurajați, iar cauza lui Dumnezeu va înainta cu putere. Când vă luați timp să vă îngrijiți grădina, fiecare, făcând astfel exercițiul necesar pentru menținerea organismului într-o stare bună de funcționare, împliniți lucrarea lui Dumnezeu la fel ca atunci când conduceți un comitet. Dumnezeu este Tatăl nostru, El ne iubește și nu cere niciuna dintre slujitorii Săi să abuzeze de trupul Lui. O altă cauză a bolii și a ineficienței în lucrare este indigestia. Creierului este imposibil să lucreze la întreaga capacitate atunci când se abuzează de digestie. Mulți mănâncă în grabă din mai multe feluri de alimente. Acest lucru deranjează stomacul și tulbură creierul. Consumul de alimente nesănătoase și consumul prea mare de alimente sănătoase trebuie evitate în aceeași măsură. Mulți mănâncă toată ziua, desconsiderând legile sănătății. Atunci, mintea lor se întunecă. Cum să fie oamenii onorați cu lumină divină când sunt atât de nesăbuiți cu obiceiurile lor și atât de neatenți cu lumina pe care Dumnezeu le-a dat-o în această privință? Viața este un dar sfânt și numai Dumnezeu ne poate ajuta să o păstrăm și să o trăim spre slava Sa. Însă cel care a alcătuit structura minunată a corpului va avea o grijă specială de el, ca să-l mențină în starea de funcționare în cazul în care oamenii nu i se opun. El ne va ajuta să valorificăm și să întrebuințăm talentul ce ne-a fost încredințat în conformitate cu voința Dătătorului. Existența ne este prelungită cu zile, luni și ani, ca să putem fructifica oportunitățile și avantajele pentru a duce până la capăt mântuirea noastră și pentru ca, prin viața noastră neegoistă, să contribuim la bunăstarea altora. În acest mod, ajutăm la întemeierea Împărăției lui Hristos și vestim slava lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, îți mulțumesc pentru viață. Îți mulțumesc că ai grijă de mine personal. Îți mulțumesc că sunt scump înaintea Ta. Îți mulțumesc că mă iubești și îți mulțumesc că și astăzi Tu vrei să mă conduci. Mă așez cu deplină încredere în mâna Ta și indiferent ce va veni, știu că totul este în planul Tău. Fii slăvit și lăudat. Amin.